Județul Hunedoara este primul din Transilvania și al doilea pe țară la contractarea proiectelor cu finanțare europeană prin PNRR. Județul Hunedoara este beneficiarul unui număr de 17 proiecte finanțate pe componenta C11 prin PNRR în valoare de peste 13 milioane de euro, devenind astfel un pol important în cadrul programului România Atractivă. Zilele acestea, secretarul de stat Cila Hegeduș se află în județul Hunedoara împreună cu o delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru o sesiune de lucru cu autoritățile care au obținut finanțări pe componenta restaurarea și promovarea patrimoniului cultural. În cadrul unei conferințe de presă desfășurată ieri la sediul Consiliului Județean Hunedoara, secretarul de stat Cilo Hegeduș și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, au vorbit despre proiectele care se derulează în prezent în județul Hunedoara. Programul România Atractivă, finanțat prin PNRR, înseamnă 150 de milioane de euro pentru restaurarea a 256 de obiective din toată țara, precum și promovarea lor la nivel național și internațional. Județul Hunedoara este campion în Transilvania la contractarea de proiecte pe care a și început să le implementeze. Programul România Atractivă, pe care l-am inițiat din Planul Național de Redresare și Reziliență, este vorba de un plan de 150 de milioane de euro, din care facem 12 rute turistice, printre care și ruta cetăților, ruta castelelor. O să vă vorbesc în detaliu despre ele. Din care restaurăm 256 de obiective din toată țara și este pentru prima dată când spun acest lucru, județul Hunedoara, nu doar că este fruntaș, adică al doilea pe țară, dar este primul în Transilvania cu sumele pe care le-a obținut, pe care le-a contractat și a început deja implementarea. Deci nu sunt vise și nu sunt povești și nu sunt planuri. Este foarte multă muncă în spatele acestor contracte în valoare totală de 13 milioane de euro și cred că atâția bani niciodată în viața asta, în acest județ, nu au fost obținuți pentru restaurarea patrimoniului cultural. Deci, și pe lângă acest lucru, mai urmează și partea de promovare, unde iarăși județul este fundaș, pentru că aveți foarte multe obiective și o să vorbesc în detaliu despre fiecare. Deci este onoare pentru noi să continuăm restaurarea cetății sau castelului Corvinilor. Știți că dacă se vorbește despre un castel în România, atunci toată lumea știe că vorbim despre castelul Corvinilor și felicitări primăriei pentru proiectul depus. Știți că la început, când am avut primul apel pe România Atractivă, toată lumea spunea că, dar ce, numai în Transilvania sunt castele, că numai castele din Transilvania au intrat în primul lucru. Ce să facem? Adică dacă vorbești de un castel în România, vorbești de castelul Corvinilor. Asta e, ne place, nu ne place. Bun. Deci suma totală este aproximativ 4,5 milioane de euro cu TVA. Pe ruta cetăților avem conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitiului arheologic Sami Segetuza Regia, Terasa X, în valoare de 2,28 milioane de euro. Pe, da, toată lumea a zis că eu sunt bună, mi-amintesc când, datorită faptului că eram acolo și la evaluare, că m-am bucurat enorm de mult. Credeți-mă că acel loc este un loc sfânt. Deci felicit pe toți cei care au depus proiectul și l-au câștigat. Pe traseul castrelor romane, și aici mulțumesc foarte mult domnului director Felix Marcu pentru că a fost de mare ajutor, el fiind și președintele Comisiei Naționale DIMES din 2014, vom restaura două castre romane și iarăși a fost un lucru foarte important pentru mine să facem traseul castrelor romane. Pentru că castrele romane sunt primul semn, primul loc care arată că această țară încă de pe vremea aceea a fost parte a Europei. Un obiectiv foarte important se află, așa cum a spus-o și dumneavoastră, cetățile dace, castele romane,
dar avem și proiecte scrise și depuse de către primării, mă refer primăria municipiului Hunedoara, primăria comunei Lelese, primăria comunei Bunila, pe care vreau să-i felicit din suflet și pe primarii aceștia care au depus eforturi deosebite pentru aceste proiecte și care se vede că le-au și câștigat. Astăzi la Hunedoara, secretarul de stat Cilo Hegedus și delegația ministerială participă la o sesiune de lucru alături de reprezentanții a 36 de autorități contractante din regiune, care au obținut finanțări prin PNRR în cadrul programului România Atractivă de dezvoltare a 12 rute turistice și a unei aplicații naționale de promovare a obiectivelor restaurate prin acest program.